Bună seara, stimați telespectatori! Mulți oameni pornesc pe drumul transformării interioare, pe drumul transformării personale, pe drumul spiritualității. Pe acest drum încep să se schimbe. Să-și schimbe felul de a fi, reacțiile, emoțiile, vibrațiile, așteptările, visele, felul în care se raportează la tot ceea ce există în jurul lor, la Dumnezeu, la propria persoană. Întrebarea este, cum relaționăm cu ceilalți atunci când noi suntem pe această cale a transformării interioare? Alături de mine, la Viața Trăită Conștient, Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach. Bună seara, Alexandru, și bun găsit! Bună seara tuturor telespectatorilor Canal 33 și mulțumim pentru atenție! Dacă suntem de unii singuri, pe această cale a transformării interioare, lucrurile sunt relativ simple. Dar oamenii trăiesc în societate, au diverse relații, multe dintre ele vechi, de familie, de cuplu, copii, părinți, iubită, iubit, soț, soție și așa mai departe. Prieteni vechi, colegi vechi, brusc. Bine, brusc pentru ei, că poate că tu ai parcurs niște transformări. Oricum, aici trebuie să spun ceva. Sper să nu se supere persoana care o să audă și care ne urmărește. O doamnă își propusese să te contacteze astăzi ca să îți pună exact o întrebare pe acest subiect sau să-și ceară o consultație în domeniu. O doamnă foarte dragă, Canal 33, și deschide calculatorul și vede postarea ta cu tema. Exact cu tema de relaționare pe subiectul ăsta. Exact asta era ad literam. Deci așa și se tase doamna problemă. Și tu ai pus titlul emisiunii. Asta ca să vezi, apropo de sincronicități. Da. Așa că poți să-i răspunzi în direct. Deci, cum facem, Gabriel, cu acești oameni care constată la un moment dat că nu se mai înțeleg cum noi vorbim engleză și ei vorbesc japoneză sau viceversa? Da, în legătură cu doamna, da, nimic nu este întâmplător și aceste sincronicități sunt semnificative. În legătură cu răspunsul pe care îl așteaptă, să sperăm că îl va primi în această seară, deși este o discuție relativ generală și totuși, în funcție de fiecare în parte, ea necesită particularizare, pentru că fiecare trece prin diferite experiențe, are parte de... Deci dacă nu reușește să afle răspunsul prin această emisiune, te poate contacta totuși în particular pentru o consultație, pentru a afla un răspuns mai customizat. Hai să vedem ce putem să răspundem cu titlul general. Da, în legătură cu schimbarea aceasta prin care trecem, hai să stabilim faptul că oricum ne schimbăm. Adică noi părem, nu știu, ușor ne uităm în oglindă să avem aceeași față. Mă trezesc de dimineață, mă uit în oglindă, mă spăl pe dinți, parcă arăt cam ca ieri. Eu nu arăt care ca ieri. Am o prietenă pe care o tot pândesc să văd cum fac să obțin de la ea o fotografie. Este singura fotografie care știu că s-a făcut vreodată și am văzut-o la un moment dat prin albumul în care aveam plet. Da, o transformare. Și am dovadă istorică. Da, deci eu pot să constat că timpul trece și transformă. Mai puțin astfel de transformări majore, cel puțin aparent de la o zi la alta părem să fim aceiași. Cu totul altfel însă stau lucrurile când privim, așa cum ai spus tu, chiar dacă nu ne-am tuns brusc părul, ca în cazul tău, probabil, sau dacă nu l-am pierdut, parțial ca în cazul meu, probabil. Dacă privim însă o fotografie, să zicem, din urmă cu 30 de ani, vom sesiza că e o mare diferență. Ce s-a petrecut? De fapt, schimbarea a fost continuă. Nu s-a petrecut undeva în acești 30 de ani.
nu știu, după 5, după 10, după 15, undeva s-a petrecut brusc. Nu, schimbarea a fost continuă, însă ritmul ei este atât de lent încât nu poate fi observată de la o zi la alta. Dar unele schimbări sunt mai accentuate, Gabriel. Exact. Ideea este dacă omul pornește pe un drum accelerat și există astfel de termeni. Să ajungem de la această schimbare cumva necontrolată de care suntem inconștienți, la schimbarea conștientă care intervine atunci când intrăm pe o cale a transformării interioare, pe o cale spirituală, pe calea cunoașterii de sine, cunoașterii adevăratei tale naturi. O putem formula în modul relativ identic, esența este aceeași. Ei bine, aici este diferența. Pe o astfel de cale spirituală, transformarea este conștientă. Devii conștient de fiecare transformare, chiar și de la o zi la alta, transformări subtile care țin de energia corpului tău, care țin de conștientizarea părților anatomice ale corpului, care țin chiar de circulația energiilor subtile prin meridianele corpului. E bine, devii conștient de toate aceste lucruri, de toate aceste schimbări continue care se petrec cu tine, cu corpul tău și cu mintea ta. Și de aici, de la aceste schimbări, care într-un fel se accelerează conștient într-o anumită direcție, pot apărea anumite tensiuni cu cei din jur care ne știau altfel, eram altfel când ne-am cunoscut. Știu pe cineva care îi reproșa partenerului, nu mai ești ca la început. Destul de amuzant reproșul, pentru că e foarte natural să nu mai fii ca la început. Ar fi fost ciudat dacă ar fi fost exact ca la început. Acolo era loc de un semn de întrebare. Cum de ești la fel ca la început? Că nici măcar o mumie egipteană nu mai e la fel ca la început. Nu s-a degradat foarte tare, dar totuși există o anumită degradare acolo în câteva mii de ani. Da, dar poți să mergi în tandem pe un anumit drum al transformării sau poți să iau unul hăist și altul cea și aici e problema. De fapt, desigur, problema este cu așteptările pe care le au ceilalți de la noi și noi de la ceilalți. Aici este esența problemei. Sunt, iată, două perspective ale relației cu celălalt. Să zicem cu partenerul de viață. Probabil că e cea mai spinoasă problemă, pentru că cele mai multe războaie se poartă în familie. Dacă s-ar extinde războaia din războiul familie la scară planetară... Războiul dintre sexe este singurul război planetar în care combatanții dorm împreună în același pat în fiecare noapte. E un citat. Da, am remarcat cu toții, probabil, de-a lungul vieții noastre, că există foarte multe tensiuni în cadrul familiilor. Sunt acolo războaie surde, războaie reci, uneori chiar războaie deschise, care durează zeci de ani. Cunosc un cuplu la care conflictul depășește 20 de ani. Probabil că fiecare dintre noi a observat astfel, cunoaște astfel de situații, fiecare dintre cei care ne ascultă. De aceea se spune că cele mai multe războaie se poartă, de fapt, tocmai cu cei pe care îi numim în mod destul de ciudat, cei dragi. Ne războim cu cei dragi. Nu e vorba însă de un război conștient. De aceea ajungem să ne războim cu cei dragi. E vorba de forța tiparelor, e vorba de karma dăunătoare pe care o avem. Sunt mai multe aspecte și fiecare le are pe ale lui și atunci ajunse cumva în comun. Dacă nimeni nu este interesat de o adevărată transformare interioară sau e interesat de o transformare interioară, dar nu este una autentică, atunci tensiunile tind să devină din ce în ce mai mari. Și de multe ori pleacă de la lucruri aparent banale ale vieții de zi cu zi. Desigur. Dacă o persoană din cuplu este pe acest drum al căutării spirituale, al meditației și așa mai departe, poate vrea un pic de liniște. Cealaltă persoană este obișnuită să meargă televizorul în continuu, indiferent că urmărește, nu urmărește, să aibă un zgomot de fond. Pare o problemă banală, dar
Sigur. E o problemă de conviețuire, care e de zi cu zi și te creează fricțiuni. N-ai idee cât de des m-am întâlnit exact cu acest exemplu. Chiar am lucrat cu cineva la un dat care făcea parte dintr-un cuplu exact din categoria descrisă de viață, lucruri reale. Doamna era interesată de meditație, de partea de introspecție, de liniștire de dinaintea somnului, în timp ce domnul în fiecare seară era interesat de un program de televiziune cu siguranță mult mai agitat decât partea pe care o căuta doamna. Neavând mai multe camere, locuiau într-o garsonieră, deci aveau o singură cameră de dormit. Iată o situație din care apar tensiuni. Și din lucruri relativ banale. Unul vrea să urmărească meciul de tenis, unul vrea să urmărească filmul romantic sau serialul. Acolo se mai rezolvă, că acum cu device-urile și tabletele cineva se uită pe tablete sau pe telefon, în baie sau pe balcon, dar când vrei să meditezi, să ai liniște, meditația chiar presupune un anumit cadru, mai ales la ideal început. Și o anumită intimitate, sigur, dar măcar liniște. Mai târziu poate că vei reuși să păstrezi starea meditativă și în condiții exterioare ceva mai puțin favorabile, dar până acolo e o cale lungă. E vorba de mulți ani de practică în care ai nevoie de un mediu liniștit, cu o temperatură potrivită, cu zgomot redus sau absent. Și atunci conflictul iată avea o bază reală, dar reală cumva în partea văzută, pentru că în partea nevăzută e vorba despre așteptările pe care le are fiecare de la celălalt, e vorba despre e și vorba de grija pe care o ai sau nu ai de... Acolo vreau să ajung. E vorba de unde pleacă așteptările și dorințele pe care tu le ai. Pleacă din, am mai vorbit noi, din egoism sau din a spăsa de celălalt, din altruism. Te interesează doar de tine, egoism, sau te interesează totuși de celălalt? Dacă totuși fiecare ține la meditația lui sau la meciul lui, acolo pare un conflict de nerezolvat. Dar dacă ambilor le pasă și de celălalt, nu știu, se poate găsi o soluție amiabilă care înseamnă 50% cu 50%. Fie din seară, fie o seară cu o seară, fie o săptămână cu o săptămână. Dar e necesar să existe un minim respect reciproc, un minim interes care să vină dintr-un altruism real și față de interesele celuilalt, nu numai față de interesele tale. Și atunci vei ceda jumătate din meciuri. Nu o să vezi tu toate meciurile și nici ea nu o să facă toate serile de meditație. Dar, în modul acesta, fiecare poate să-și urmeze calea, indiferent care este ea, rămânând împreună și conviețuind în mod amiabil. Fricțiunile și tensiunile apar, de fapt, când aceste înțelegeri perfect rezonabile și ușor de obținut, când starea interioară e una de cât de cât interes față de celălalt, problemele apar de fapt când fiecare se gândește doar la el. Acolo sunt adevăratele tensiuni. Mai sunt și situații în care fiecare se gândește doar la el și nu numai atât, dorește ca și celălalt să fie o copie a lui fidelă. Să fie la fel ca el, să-i placă ce-i place lui, să se uite la ce se uită el. Sunt și astfel de situații. Să ai companie. Din nou apar tensiuni, de data aceasta chiar mai grave decât în situația în care cineva se gândește la celălalt să zică mai cedează. Nici asta nu e o situație favorabilă. De aceea este foarte importantă pentru toate, în toate aceste cazuri, foarte importantă starea interioară, starea mentală a celor doi parteneri implicați în relație. Acolo este de lucru mai mult decât la partea exterioară, unde se impune uneori un armistițiu, alteori o înțelegere de genul timpul jumătate-jumătate și așa mai departe. Da, e vorba și de vise, de aspirații, de nevoi. Cineva vrea să meargă, să facă o călătorie, nu știu, în Peru,
în pădurea amazoniană, în India, la piramide. Altcineva, nu știu, vrea să se ducă să vadă campionatul de fotbal... Da, din știu ce țară. Adică lucrurile pleacă de la niște lucruri mai subtile, dar se implementează pe niște lucruri foarte concrete de viață. Unde ne petrecem concediu? Dacă unde suntem ne cazăm? Unde ce mâncăm? Dacă cu suntem ce ne egoiști, deplasăm? Fiecare dintre noi, unde vrem noi? Cu toată familia după noi. Unde vreau eu, unde îmi place mie, mergi și tu, care ești partenerul meu sau partenera mea, pentru că eu sunt egoist. Eu am zis așa, eu aduc bani în casă, așa facem. Și voi toți, cu copii, cu tot, cu părinți, cu tot, mergeți unde vreau eu. Există și astfel de situații. Cât durează? Depinde. Depinde de celălalt, depinde de ceilalți, depinde de mai mulți factori. Aceasta e partea de egoism care creează tensiuni. Dacă acel egoism interior s-ar mai domoli, dacă n-ar dispărea cu totul, e o cale lungă până acolo, dacă s-ar mai domoli, petrecem concediul și unde vrei tu. Anul trecut am fost la mare, că ție îți place la mare. De data sau am fost la mare pentru că mie îmi place la mare. De data asta mergem la munte pentru că ție îți place la munte. Am fost la mare când, cum îmi place mie. Acum mergem cum îți place ție. Iată un egoism ceva mai temperat. Facem odată ca tine, odată ca mine. Deci de lucru este tot în interior pentru a ajunge la o anumită Dar înțelegere, la o armonie. Dar poți să-l seduci pe celălalt într-o manieră neinvazivă. Seducție. Detectezi un tip de manipulare aici. Astfel încât să se îndrăgostească de mare și el. Poți să-i prezinți celuilalt într-un mod obiectiv avantajele obiectivului tău turistic. Să-i le prezinți într-un mod obiectiv. Dar nu-i poți impune să-i placă așa cum îți place ție. E necesar să înțelegem că într-o relație nu trebuie să lipsească totuși libertatea. Ne punem în armonie, ne punem resursele totuși, împreună. Nu trebuie să lipsească totuși libertatea? Avem tendința să o anulăm cu totul. E ca și când celălalt e în proprietatea noastră. Hai să ne privim cu atenție. De multe ori în cuplu ne comportăm astfel. Avem senzația că celălalt ne datorează ceva sau trebuie să fie neapărat ca noi sau să facă așa cum vrem noi. Unde-i libertatea lui? Până la urmă, din libertate ne-am adunat, din libertate rămânem în fiecare zi și tot din libertate ne despărțim dacă este cazul. Dacă lucrurile chiar nu mai funcționează și aspirațiile, dorințele, obsesiile sunt diferite, radical diferite, așa cum din libertate ne-am adunat și de bunăvoie, la fel ne despărțim. Ideea unui cuplu este ca cei doi să se descurce mai bine împreună decât fiecare individ separat. În momentul în care acest lucru nu se mai întâmplă și se încurcă unul pe celălalt, se supără unul pe celălalt, dăunează unul celuilalt, care mai este sensul conviețuirii? Când rămânând în cuplu trăiești mai rău decât ai trăit singur și acest lucru se întâmplă cu fiecare membru al cuplului, care mai e sensul de a rămâne într-un cuplu? Trebuie să devenim să nu te plictisești. Realiști. De obicei atârnă foarte mult obișnuința. Foarte, foarte mult obișnuința, pentru că după ani de zile, după zeci de ani de zile, se formează acolo o rutină la care ajungem fără să ne dăm seama să ținem mai mult decât la partenerul nostru de viață. Devine mai importantă rutina noastră decât partenerul nostru de viață. Rutina noastră de a merge în fiecare an la mare, că așa vrem noi, așa ne place nouă, dincolo de voința celuilalt. Rutina aceasta e mai importantă decât ce vrea celălalt. Nu aceasta e calea normală de a conviețui. Ce-ți pasă ție? Ce-ți place? Ce ai vrea să facem? Și mai facem și ca tine. Beneficiile sunt imense, pentru că în momentul în care celălalt este mulțumit
Deși tu ai renunțat să mergi la mare unde îți place ție și te-ai dus la munte, dar el acum este mulțumit și împăcat și satisfăcut, tu vei avea parte de relou, de zile, de săptămâni, poate de luni, de armonie în relație. Decât 7 zile la munte cu o mutră tristă, nu? Mai bine merg eu 7 zile la mare unde vrei tu, accept că îți place altceva decât mie, după care avem o perioadă îndelungată de împăcare, de liniște, de armonie. Când te bazezi pe egoism, vei face cum vrei tu. Când te bazezi pe altruism, vei face cum vrea celălalt. Celălalt ce vreau la munte. Bine, fie. Mergem la munte. Ce dacă? Anul ăsta mergem la munte. Fie. Și pur și simplu te bucuri de munte odată cu celălalt. Nu e atât de greu. Rutina ta de a merge numai la mare, mai făcut an de an, de a-ți satisface egoismul, te împiedică să fii atât de deschis față de celălalt. De fapt, când ai intrat în relație, ai intrat pentru rutină sau ai intrat pentru celălalt? Pentru că ceva te-a atras la el, ceva ți-a plăcut, ceva ți-a creat senzația că veți fi fericiți împreună. Probabil că uităm repede acest lucru. Și ajungem să ne pese mai mult de noi, de rutina noastră, de tabieturile noastre, decât de cei împreună cu care trăim. De aici fricțiunile. Și ele, în momentul în care cineva intră pe calea spirituală, într-adevăr, par să se accentueze. Cunosc o mulțime de cupluri care trec prin astfel de situații. Nu doar femei, ci și bărbați care, având aspirația aceasta a căutării spirituale, încep să se schimbe într-un mod conștient, într-un mod controlat. Măcar lumea s-a mai deschis. Da. Și zona asta de dezvoltare personală, spiritualitate, a devenit o normalitate. Oamenii o iau într-o manieră, poate că unora nu le convine, dar în orice caz nu mai e o chestiune excentrică sau în afara normalului. E o opțiune pe care poți să o agrezi, să nu o agrezi, dar a intrat într-o altă, așa mi se pare mie. Că acum 25-30 de ani, când începea să se deschidă România spre spiritualitate și mai ales spre elemente care țin de zona asta de meditație, de rugăciune și așa mai departe, elementele mai asiatice, automat se punea ștampila, sectant, nu știu ce, adică societatea, oamenii erau foarte radicali și foarte închiși și obtuzi. Eu mi-aduc aminte de ce discuții aveam ca adolescent cu familia mea pe drumul meu de a urma un drum spiritual și prin ce situații am trecut. Între timp, că mai trecut niște zeci de ani, oamenii au început să privească mai relaxa să facă parte din peisaj. Nu mai sunt frizați de alți oameni care au preocupări spirituale. Dar? Așa este. Pare că față de ultimile, nu știu, în ultimii ani, față de cei 20-30 de ani anteriori, există o mai mare deschidere către aceste căi spirituale. Și atunci, da, pare că perspectiva celorlalți sau nivelul de acceptare al celorlalți față de cei care au astfel de aspirații, astfel de căutări, astfel de preocupări, petrec timp cumva cu astfel de practici, toleranța acestora, așa este, la nivel de societate, este mult mai ridicată decât în urmă cu 20-30 de ani, deși ștampila de sectant o aud destul de frecvent. Încă și mai există? Noastre. Uite, eu n-am mai auzit-o. Da, deci mai auzit-o, mai ales referitor la lipsa consumului de carne, la lipsa consumului de alcool, se pune această ștampilă de sectant, pentru că încă la nivelul societății consumul de alcool... Sau mai o replică, ce te-ai pocăit? Da, și aceasta. În asociere cu... Da. Această replică, da. E bine, deschiderea lor e cumva mai mare față de noi, cei care, să zicem, am intrat pe cale, de cel care a intrat pe o anumită cale și parcurge o anumită schimbare. Dar tensiunile care apar într-o relație nu vin doar din perspectiva celuilalt, ci și din perspectiva ta. Sunt două situații pe care le-am pomenit anterior și aș vrea să insist asupra lor.
Sunt tensiuni care vin din partea celuilalt, pentru că o relație totuși implică două persoane. Tensiuni care vin din partea celuilalt și tensiuni care vin chiar din partea ta ca și practicant spiritual și nu ești conștient de asta. Exemplifică acest aspect. Sunt situații în care practicanții spirituali, să zicem, renunță la carne. La un moment dat, pe cale, ajung să înțeleagă și să accepte, după care să integreze și să practice consumul alimentar doar de origine vegetală. În acel moment, oamenii care fac acest lucru, cel care face acest lucru, după o anumită perioadă de practică, tinde să creadă că el e puțin diferit. Și nu diferit în orice sens, diferit într-un sens de superioritate. Poate că e acolo o credință nu foarte clar exprimată. Dar ajungi la un moment dat să privești așa cu dezgust la farfurile încărcate cu mititei ale altora. Mare atenție la astfel de tendințe. Pentru că nu răsar din ceva foarte, foarte benefic și nici rezultatele nu vor fi benefice. Urmând aceste tendințe, vei ajunge să te manifesti într-un mod nu foarte potrivit față de cei care au calea lor, au drumul lor, au ritmul lor, au libertatea de a face propriile alegeri și tu ai fost la consumul de carne. Și tu ai fost de 12 ani și acum nu mai ai 12. Ce ar însemna să te uiți cu superioritate la cel care are 12? Nu? Și tu ai fost consumator de carne. Ai răbdare, ai toleranță, ai bunătate față de ceilalți. În momentul în care se întâmplă destul de frecvent, apare un oarecare orgoliu spiritual, atașament spiritual. Maestrul Trungpa numea destul de periculos acest materialism, îi spune el, spiritual. E destul de periculos pentru că e foarte subtil. Practicantul începe să se atașeze de imaginea sa de practicant și să se creadă pe fundal un pic deasupra celor care nu practică anumite conduite sau anumite părți ale unui anumit mod de viață. De aici răsar tensiuni în relația cu celălalt, pentru că poate ești în casă, tu ai renunțat la carne și partenerul tău nu. Și pe această chestiune, care iarăși e simplă, e banală. Până la urmă, fiecare e liber să introducă în propriul corp ceea ce crede de cuvință ca aliment. Mai puțin situații, nu știu, nu vorbim de acelea exceptate în care introduce ceva otrăvitor. Atunci, da, poți interveni și fi ceva mai invaziv în intervenția ta. Dar atât timp cât totuși introduce alimente larg acceptate în această etapă de dezvoltare a omenirii, în această epocă, e bine să rămâi rezervat. Pentru că el nu face nimic deosebit. Face ce face toată lumea, face ce ai făcut și tu până de una zi. Tu rămâi cu practica ta, el rămâne cu practica lui. Uneori nu intră celălalt peste tine, care continuă să mai mănânce carne sau să bea o bere, dar intri tu peste el. Și de câte ori își comandă și el de mâncare, tu, practicantul, îi atrage atenția. De fiecare dată. Nu te lași, nu uiți, nu-ți scapă. C-ar fi bine să schimbe conduită. E clar că o astfel de atitudine va crea tensiuni în relație. De unde vine această conduită? Din materialismul spiritual, din ideea că tu ești cumva superior. Nu te preocupa de asta. Tu compară-te doar cu tine ieri. Și mâine compară-te cu cel de astăzi. Lasă-i pe ceilalți. Au și ei ritmul lor. Așa cum tu l-ai avut pe al tău. Și pe tine te-au privit alții când mâncai carne cu toleranță. Altfel ai fi avut parte de foarte multe tensiuni. Cu siguranță au fost întotdeauna în jurul tău oameni care avansaseră mai mult decât tine pe cale. Și dacă s-ar fi manifestat tensionat față de tine, ai fi avut parte de mai multă suferință. Ce-i drept însă dacă s-ar fi manifestat tensionat
fundamental este că n-ar fi fost prea departe pe cale nicii. Pentru că adevărata cale, și aici avem o problemă esențială cu a alege adevărata cale, o cale autentică, nu e despre a crea tensiuni și relații cu cei din jur. E exact invers. E despre a crea armonie. Un om care este practicant al unei întecăi autentice spirituale e o binecuvântare pentru lume, nu un blestem. Prezența lui într-un loc, în orice loc, chiar și la o masă în care abundă carnea și berea, la care el nu participă, dar prezența lui acolo, dacă este un practicant autentic, dacă e cu adevărat pe o cale, e o binecuvântare pentru toți cei prezenți. Spunea Iisus, citat în Scripturi, iată-mă pe mine aici, abânci, mâncând cu voi, ce o să zică lumea despre mine? Iată-mă, mâncă-o ca... participa vexându-și discipolii mai ortodoxi. Mai ortodoxi chiar decât învățătorul. Da, e cum important. Intri în casa lor, abei mănânci cu ei? E important să rămânem toleranți oriunde ne-am aflat pe cale, cu toți cei din jur. E, de fapt, să... despre asta este calea spirituală. O să intru într-un subiect și mai delicat, Gabriel. Ok. Accepți. Spun că ești într-o acceptare, ești pe calea ta, accepți toate alegerile celelalte persoane ca regim de viață și încerci să găsești căi de mijloc sau să-i accepti alegerile dată. Dar într-o relație, dar mai ales dacă este o relație de cuplu, o relație intimă, se face mult schimb de informații, energii, chiar karmă într-o anumită măsură. Da. Dacă diferența e mare și se tot adâncește, la un moment dat s-ar putea să ți se pare deja incompatibilă sau să simți că înghiți cu noduri ce primești de la celălalt dintr-o perspectivă subtilă. De ce te-ai adunat? Păi te-ai adunat acum 20 de ani în facultate sau mă rog. Și? Și acum ai 40. Deci lucrurile s-au schimbat. Și dacă lucrurile s-au schimbat atât de mult, încât cei doi nu mai sunt împreună mai bine decât dacă ar fi fiecare în parte, în altă parte, de ce să nu ducem schimbarea mai departe? Decât să rămâi într-o relație în care ambii parteneri suferă și își distrug viața reciproc, oare nu e mai benefic în această situație să se separe și fiecare să trăiască fiecare mai bine decât trăia în cuplu? Pentru că dacă cei doi ajung să-și pună piedici reciproc, să fie obstacole, surse de suferință unul pentru celălalt, care mai e scopul pentru care rămân împreună? Doar să se rănească? Doar să se facă să sufere? Scopul este să te ajuți unul pe celălalt să devii mai bun, să te susții, să te sprijini în creșterea, în progresul tău, în esență spirituală. Sunt lucruri pe care practicantul le poate face pentru partener de cuplu într-o manieră elegantă și neinvazivă, dar care să-l mai ridice pe celălalt? Cel mai recomandat lucru de către maestri în acest sens este exemplul personal. Și experiența mea de până acum confirmă acest lucru. Mai neinvaziv decât atât, nu se face nimic. Pentru că în momentul în care tu încerci, prin diverse metode necunoscute de celălalt, dar cunoscute poate de tine ca și practicant, să intervii practic în drumul lui, nesolicitat, neinvitat, nechemat, nu ți-a cerut ajutorul,
Nu întotdeauna este benefic acest lucru, pentru că tu, cel care intervii, încă nu știi care vor fi efectele pe termen lung, nu pe termen scurt, ale acțiunilor tale. Poate că, inclusiv pentru celălalt, va fi mai bine dacă tu nu intervii și îl lași pe calea lui. Decât dacă tu acum, practic, cunoscând anumite lucruri despre câmpurile subtile, practici anumite lucruri care pe el să-l influențeze, poate că pe termen scurt pare bine. Va începe și el să facă ceva și va rămâne lângă tine. Dar pe termen lung, pe termenul duratei infinite de existență al conștiinței care e în acel corp, nu? Nu ai de unde să știi care este influența. De aceea, toți maestrii cu care am interacționat recomandă foarte clar în această privință ca fiecare dintre noi să ne vedem de propriul progres până noi ajungem la un nivel destul de înalt spiritual, astfel încât să putem vedea pe termen lung consecințele faptelor noastre asupra celorlalți. Abia acolo intervenția poate fi făcută, dar chiar și acolo intervenția este destul de clar limitată în multe privințe. Ce mi se pare mie? Pentru că asta înseamnă modificarea karmei celuilalt, fără să ți se fi solicitat, ceea ce atrage o karmă foarte rea asupra ta, celui care a încercat, aparent, să-l ajuți. Ce mi se pare mie totuși relativ safe în acest domeniu, da, ar fi să parcurgi măcar partea de iertare foarte profundă. Da, este într-adevăr safe. Partea de iertare întotdeauna poate fi făcută fără niciun fel de risc. Chiar e recomandat să se facă încă de la început această parte. De altfel să-l lași și, prin exemplu tot personal, dacă omul 100% decide el că ceva îi place și te urmează, e alegerea lui, dar nu l-ai împins tu, nu-i dă brânci. Așa este. Uite, exemplu personal. În familia mea, când eu am devenit vegetarian, nu era nimeni. Nimeni. În câțiva ani au început să, și nu mulți ani, în 2-3 ani, au început să pună întrebări și să practice pe aici, pe acolo, 2-3, dintre rudele mai apropiate sau mai îndepărtate. În ultimii 2 ani, deja ponderea între cei cumva din familie s-a schimbat în favoarea celor care nu mănâncă. Nu a celor care mâncau înainte carne. Deci, încă o dată, fără nicio intervenție invazivă, nimic, nici la nivel vizibil, nici la nivel subtil, nimic, doar exemplul. Pentru că celălalt, deși continuă practica lui adevărat dăunătoare pentru propria sănătate, el va observa inevitabil, trăind lângă tine, va observa inevitabil anumite schimbări la tine. Nu știu, o greutate corporală mai potrivită, un nivel de vitalitate mai ridicat, o minte ceva mai liniștită, o inimă mai deschisă sau mai bună. Observând aceste lucruri, chiar dacă ție nu-ți recunoaște, ceva în el se va trezi. Și la momentul potrivit, când el este pregătit, va începe și el să mănânce salată de vinete sau ciorbă de legume în loc de ciorba de burtă. Singur, fără să pui tu presiune pe el, fără să-i spui tu de fiecare dată când își comandă ceea ce lui îi plăcea, n-ar fi mai bine să... Dar de ce continui? Când faci asta, de fapt... Sau doar să dai ochii peste cap. Ești doar atât, uneori e chiar mai dăunător să faci acest lucru. Pentru că celălalt interpretează ca pe un dispreț. Și el se simte neputincios într-un fel, că nu poate pentru el însuși să ia măsuri de sănătate. Eu sunt convins că fiecare, dacă ar putea, ar lua. Chiar acum. Dacă nu ia măsuri pentru propria sănătate și nu se poate lăsa de o anumită dependență, nu știu, de tutun, de alcool, de carne, nu e pentru că nu vrea. E pentru că, în primul rând, poate nu știe și aici are nevoie de informare și e nevoie de timp să o facă el când vrea, când simte, când are timp. Și pe de altă parte, chiar dacă are informare, uneori încă nu poate. Nu poate pentru că încă n-a sosit timpul, încă are obstacole pe care încă nu le-a depășit. Are nevoie de toleranță, are nevoie de răbdare, are nevoie de bunătate, are nevoie de sprijin, de susținere, de blândețe din partea noastră. Nu de, cum ai spus, de dat ochii peste cap și de observații
critice. Nu sunt de ajutor. Critica nu e niciodată de ajutor, este destructivă. Exemplul, da, este întotdeauna de ajutor. Un exemplu din acela detașat, relaxat. Nu exemplul, am ceva de arătat. Fac lucrurile foarte evident ca tu să vezi ce fac. Și un totuși, exemplu Gabriel, detașat, un exemplu modest, un exemplu simplu. Eu ce așa înseamnă fac pentru viața unui practicant pe o cale spirituală ca partenerul de cuplu să pășească în tandem cu el? Oh, excelentă întrebare. Înseamnă un ajutor extraordinar pentru ambii. De fapt, așa am ajuns împreună. Să ne ajutăm unul pe celălalt să fim fericiți. Cred că fiecare cuplu ajunge împreună având pe fundal această aspirație, această dorință poate încă neexprimată sau poate chiar neconștientizată, dar cu toții intrăm într-un cuplu pentru a fi mai bine decât singuri. Nu-i așa? E, n-ar trebui să uităm niciodată, nicio secundă cât suntem împreună acest lucru. Și dacă n-am uitat, nu s-ar mai pune problema despărțirii. Și când, da, ambii parcurg o cale spirituală în tandem, se formează ceea ce se numește în anumite tradiții comunitatea spirituală. O comunitate e și de doi, nu? Se formează acea comunitate spirituală în care 1 plus 1 e mai mare decât 2. Efectul conjugat al acțiunilor celor doi este mai mare decât efectul însumat al acțiunilor individuale ale fiecăruia. Se numește Sangha această comunitate. Practic, cei doi nu sunt doar parteneri de viață, parteneri de cuplu, sunt parteneri de drum. Este minunat. Sunt parteneri de drum, pe cale. Și atunci formează acea comunitate bazată pe aspirație comună, în care fiecare îl sprijină pe celălalt să devină mai bun, știind că nu e o competiție. Și fiind conștient că dacă celălalt devine mai bun, tu însuți vei fi mai bun, vei fi ajutat să fii mai bun. Pentru că cel care merge în acest mod pe cale și nu concurează cu nimeni, va fi întotdeauna deschis să întindă o mână celor care cer ajutorul. Așa stau lucrurile într-o sangă. Și atunci, poate o bucată de drum e unul mai înainte, dar celălalt cere ajutorul și acesta îi întinde mână. Mai încolo, un alt sector de drum, cel care era în urmă ajunge înainte, dar celălalt îi cere sprijinul și primul îi întinde mână. Este extraordinar progresele pe care le pot face într-un astfel de cuplu cei doi călători spirituali sunt uriașe. Eu mi-aduc aminte, stăm pe finalul emisiunii. Acum vreo 25 de ani am avut o scurtă secvență de timp în care am făcut un fel de echipă de genul ăsta cu cineva. Persoana era foarte, foarte bună pe recepție. Poate cel mai bun extrasenzor nativ pe care eu l-am întâlnit în această viață. Eu eram bun pe emisie și cumva împreună, adică niciunul nu putea să facă separat ce am fi putut să facem împreună. Oamenii se pot completa, dar sunt pe aceeași cale, fiecare funcție de abilitățile lui, de darurile pe care le are, de ce și-a activat. Vine împreună și rezultă. Și experimentez continuu împreună în viața de zi cu zi. Și practic fiecare experiență de viață este un segment al căii. Nu mai e nimic în afara căii. Totul devine concentrat. E ca și cum ai face pas după pas în aceeași direcție, fără niciun fel de deviere. Nu mai deviezi dreapta, stânga sau faci doi pași înapoi sau doi la dreapta, doi la stânga. Nu știu, tipic pentru o horă românească. Ci fiecare pas, unul în continuarea celuilalt. Pentru că există acel sprijin reciproc. E foarte importantă această comunitate a oamenilor cu aceeași aspirație ca și tine.
Rămânem cu această concluzie. Gabriel, îți mulțumesc foarte mult pentru această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că ne-ați urmărit. Sper că am reușit să vă împărtășim câteva lucruri care să vă servească ca inspirație în relația dumneavoastră de cuplu. Cu aceasta vă spun la revedere și ne vedem împreună cu Gabriel miercuri viitoare la aceeași oră. La revedere!